Echipa de junior republicani A pe care o pregătiți a obținut calificarea la turneul final, semifinal al Cupei Federației. Cum a fost turneul zonal pe care clubul AFC Unirea 1924 Alba Iulia l-a organizat? În primul rând, cred că am organizat la un standard foarte înalt acest turneu și din această cauză o să ne depunem candidatura și pentru organizarea turneului semifinal. Per ansamblu să mulțumim de evoluția băieților noștri. Ce ne-am propus, ne-am dorit. V-am spus că Unirea are un proiect pe termen lung și acest turneu a fost un pas pe acest drum al performanței. Consider că organizarea turneului și faptul că l-am câștigat denotă că avem o echipă valoroasă și că am făcut o bună propagandă fotbalului în județul nostru. Ce pot să spun? Echipa este în creștere. Mă bucur că, datorită colaborării foarte bune care o am cu Mihai Dăscălescu și cu ceilalți antrenori, cu Vasi Ursu și cu Adi Lopăzan, deoarece lotul format de noi la aceste două partide a fost închegat din mai multe echipe, respectiv din cei de la mine, de la junioria, din cei de la echipa mare și de la juniorii B, de la Vasile Ursu. Deci de-aia zic, ne înțelegem foarte bine și facem tot ce trebuie ca Unirea Alba Iulia să primeze și să rămână acea echipă de top din județul nostru. Bebe, astea au fost vreo 500 de spectatori la meci. Cum percepi această emulație? Da, unul dintre obiectivele noastre și, să zic așa, sloganurile noastre este să întoarcem comunității Alba Iuliei și județului Alba, să întoarcem înapoi fotbalul. În ce sens? În sensul că jucătorii să provină din Alba Iulia și din județul Alba. Deci vrem că dacă se vor face eforturi la nivelul Consiliului Local și Consiliului Județean să fim ajutați, promitem acestor două entități administrative că vom folosi sumele alocate pentru jucătorii crescuți și produși de Unirea Alba Iulia și de echipele din județul Alba. Pentru că așa mi se pare firesc. Bebe, 500, nu sunt 50. Da, știți cum e? Performanța aduce la teren spectatorii și la spectacol. Deci, când ai performanță și când ai meciuri de o anumită ținută și de un anumit nivel, lumea vine la stadion. Totul este să jucăm frumos, să facem propagandă fotbalului, să creștem jucători și atunci și oamenii vin în tribună. Și sunt convins că iubitorii fotbalului le dor de fotbal, le dor de Unirea Alba Iulia și vedeți cum proiectul nostru merge înainte. Suntem ca și promovați în Liga 4-a, cu echipa de junioria ne-am clasat în turneul semifinal, deci am câștigat turneul organizat de noi în zonă. Deci de-aia vă spun, este pentru un cel. E un drum corect, e un drum obligatoriu pentru echipele mai mici, cum este cea de să zic așa, de potențialul nostru, în sensul că noi nu ne putem permite să aducem jucători din altă parte. Noi trebuie să producem jucătorii, noi, aici în club, împreună cu ceilalți antrenori și sunt convins că vom putea aduce spre ofertă jucători de calitate și să vină oferte și de la alte echipe mai mari din țară. Mulțumim frumos! Baftă! Mulțumim!